nervii voștri nu mai sunt controlați. Adică ce văd eu este... Eu am ajuns ca un papagal care repetă zilnic niște lucruri pe care oricum voi nu le luați în seamă. Adică, ok, nu pentru mine, nu pentru cei de acasă, dar pentru familiile voastre. Aveți și voi familii, mamă, tată, frați, de ce să vă vad așa? Adică, bun, eu înțeleg, sunteți nervoși, se întâmplă, dar de ce vă doriți să vă arătați așa? De ce? Ce se întâmplă? Adică, de ce nu ți-ai dori să-i arăți unui om fața ta reală, evident? Dar nu așa zilnic, că nu cred eu că voi acasă vă certați zilnic. Nu există. Și sunt sigură că ceea ce am văzut astăzi nu vă reprezintă. Înșoară, Cristina, aici în casă nu ai cum să nu te ceri, pentru că sunt incidente, nu știu, mici, adică intervin chestii care îți scoate distanțe. Nu înțeleg. Adică dar amploarea pe care o iau lucrurile, Meduza, eu n-am să o înțeleg niciodată. Nu am văzut și eu odată unul dintre voi care să zică, eu nu mă bag în așa ceva, eu pun stop, eu sunt diferit. Să văd și eu într-o zi, cum mă uit eu așa la voi, să văd unul care zice, auzi, știi ceva? Te rog. Dar nu ne-am băgat cu cineva. Eu am Cristina. Spus lucrurile astea, doamna Cristina. Numai tu și doamnișoara Cristina, dar ele aveau un dialog și n-aveau... Cum să... Ce să le spunem? Cântă la altă masă! Pleacă de lângă mine! Nu vreau să te văd! Ești sub nivelul mării! Nu știu! Și după se ajunge la altă ceartă. După zice că n-ai capacitatea necesară să-mi faci față la un subiect. Nu e lupta orgolilor la aici, Alexandra. Să spune, doamna Cristina, despre ce vorbim. Dacă tu vrei să eviți un subiect într-un anumit moment, spune că nu ai capacitatea necesară să aduci... Că ești... Asta spuneți voi. Că ești imatur, că ești nu mai știu cum. Doamna Cristina, sau în momentul în care două persoane se înceartă între ele, nici măcar nu te ascultă, nici măcar nu te aude, țipă atât de tare între ele. Bun, dar voi vreți să fiți catalogați ca fiind violenți sau ca fiind niște persoane care nu dau curs discuțiilor pentru că ați văzut și voi episoadele. Dacă te retragi, nu ești cum vă numiți câteodată voi, așa în păcate. Că suntem, dacă... Nu, e lupta orgolilor! Doamna Cristina, aici dacă ești bun și drăguț, ești luat de... De asta zic. Poți să eviți, 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 dar la un moment dat n-ai cum să eviți. Eu v-am spus. Haideți să ne dăm toți cu tot ce găsim în cap ca să fim toți deștepți. Mariana, vezi că tu ești una dintre cele care pui paie pe foc. Da, adevărat, pui paie pe acolo foc. Și adevărat. Dar nu tac, dar nu-ți spui tu mie să tac. Partea aia din spate, dar vocea 4 și 6. Dar nu-ți pentru că tu te crezi aici. Îți taci. Da, mai mă cred mai sus. Păi ce vrei, te mint? Vezi că am rugat Alice tu să mă coboare până la etajul tău. Nu mă interesează la parter, că acolo ești. Nu mă interesează, nu mă interesează. Ai interes orgolile. Domnișoara Cristina, cum ai acum ce face? Să vorbești, dacă de fiecare dată ea vine, oricine ar fi, oricine vorbește, taci, tu nu vorbești, că vezi că te bag, te... Nu este adevărat. Eu dacă vreau să bag pe cine... Eu bag, nu este adevărat. Dar nu mai ajungeți la astfel de discuții. Și eu ce ar trebui? Mai este adevărat. Nu, doamna Cristina. Aici greșește. Aici greșește, având în vedere că ea spune că taci, că facă nu știu ce. Aici și Maria când vorbește lucrurile astea, vorbește strict legat de băieți, nu de fete. Una la mână, doi la mână. Nu mai vreau, nu mai vreau. Nu. Vă ascultați cum vă ascult și eu. Și vorbiți pe rând, nu mai vreau, doamna nu Cristina, mai pot. Într-adevăr, Maria greșește venind în fiecare zi de luni. Eu personal o aud în fiecare zi spunând lucrurile pe care le spune. Dar le spune doar la adresa băieților, nici de cum la adresa fetelor. Zim și astăzi nu mi-a spus asta. A sărit la tine. Înainte să sară, ce a zis azi? Ce a zis? Am spus de voi. Să spui așa ceva, cum să spui așa ceva? Nu, Maria, Maria, o să fii gata afară de producție. O să vin într-o zi și o să-ți spun să te duci acasă, nu se poate să ameni. Mă duc acasă, dar nu pot să-i permit unei... Uitați-vă și dumneavoastră la ea. Toate aveți dreptate. Toate aveți dreptate. Să vină cu asta, să vorbească, îmi pare rău. Faptul că voi mă respectați pe mine e ideal, dar și mai bine ar fi să vă respectați între voi. Le-am dat respectul meu, l-au călcat în picioare. Da, Maria, te rog. Doamna Cristina, v-am mai spus, într-adevăr, am spus la adresa băieților anumite lucruri, pentru că cu băieții nu pot să mă bat. Dacă eram bărbat, îi băteam pe ei. De ce vorbim dar despre nu pot să-i bat, pentru că nu-s bărbat. Deci... Cu fetele la fete niciodată n-o să vin. Am avut certuri și cu Alexandra, am avut certuri și cu Adriana, am avut certuri și cu nu mai știu cu cine, cu aia înainte. Nu a fost niciodată. Tu vrei să aplici pentru un job de gardă niciodată, de corp? Nu, n-are nicio treabă. Nu, vreau să spun prin asta că ai aminte momentan și vrea să pară că ar fi altceva. Nu a fost. Doamna Cristina, vreau să spun și eu. Au fost amenințate o secundă. Doamne.
Nu este problema la noi, este problema la ea, pentru că ea atacă, nu noi. Doamna Cristina, doamna Cristina, hai să vă explic ceva. Păi tu ataci, tu vorbești, tu mai din cauza asta. Doamna Cristina. Nu suntem toate nebune aia, despre ce vorbim. Am vorbit cu tine, nu am vorbit cu ea. Stați un pic, vreau să vă zic ceva. Aici au fost toate fetele de față, Andrada poate să confirme și Mădălina, dacă o să vrea să fie, na... Aia a spus de foarte multe ori afară, cât și în casă, că de ce, când vorbeam noi, de ce sar fetele la tine, nu te-ai gândit, de ce crezi că toate fetele au ceva cu tine? Și a spus, păi dacă eu pot să-mi, eu le provoc și ele se dau provocate? Adevărat. Adică ea asta se cere și ea e conștientă de acest lucru. Atâta timp cât tu ești conștientă de acest lucru, nu vii aici și plângi. Am vorbit eu astăzi. Nu vii aici. Ba da, ba da, plâng pentru că se amenință în continuu. De amenințat, după cum am mai spus, pot să amenințe și eu și de mâine încolo. Nu e cazul să vă mai amenințați una pe cealaltă. Dar de ce mint? Deci astăzi mai amenințați. Maria. Nu ameniți cu tatăl tău de afară, nu tu! Da, nu ameniți tu! Pe păi spune adevărul! Spune adevărul! Nu face fața aia! Păi spune adevărul! Te rog, aia te rog, nu e cazul! Oh, ba da! Andrei, calmează-te! Domnișoara Cristina, nu pot! Nu pot, nu vedeți! Atâția... Du-te afară, stai ce ai, bă, relaxează-te! Domnișoara Cristina! Nu mai țipa, te rog! Domnișoara Cristina, ce ai, că pe tine te ameniți dacă vreau! Măi, Maria! Băi, pe mine nu mă faci, bă! Să te duc afară, ori să te duc afară, doamna Cristina, dar vine... M-ai amenințat pe ăsta ca... Pe ăsta și vorbește aici! Andrei, te rog frumos să te calmezi și să-mi explici ce se întâmplă. Domnișoara Cristina, ați întrebat-o pe Maria de ce nu vorbește cu camera? Păi Maria nu știe decât mă așa pe tine sau vine tati. De ce n-ai venit cu tati în competiție? Vezi că am vorbit de foarte mult. Doamna Cristina, el ce face acum? Vrea să nu fie... Andrei, acum eu sunt vinovată, nu? De ce n-ai venit cu tati în competiție? Care este motivul pentru care erai nervos mai devreme? Că mi se pare că joacă teatru, ați văzut-o ce față de înger așa are și ea ne înjură, ne face pe toată lumea, ne amenință. Eu nu suport falsitatea asta, ăsta se ține de cap, că am înțeles că nu-i convine ce spune Maria, dar n-are un cuvânt de spus în fața ei. Marinescu, tu ce părere ai despre ceea ce se întâmplă acum cu Maria și restul concurenților? N-am nicio părere. Are domnișoara Cristina, ne-a spus-o nouă că nu e de acord, dar n-are niciun cuvânt în fața ei. Ne-a spus-o, mi-a spus-o mie, acum două minute. N-am nicio părere. Acum două minute. Sunt sub papuc, așa cum ai spus tu, Andrei, păi te-ai recunoscut, se vede. Sunt sub papuc și n-am voie să vorbesc. Domnișoara Cristina Marinescu știe doar așa, să-mi atragă atenția mie, să-i atragă atenția lui George. În primul rând. Că ne luăm de Lucian, dar lui Maria de ce nu-i atrage atenția? Îi se pare normal ce face? Mi se pentru pare normal, ceea ce auzi de acasă. Stai liniștită că dacă vrei să amenințăm, amenințăm și noi, nu mai fi atât. Vă rog, nu este cazul, Andrei. Ne vedem la aeroport, că mă descalific. Nu e cazul, Andrei, Andrei, te rog, taci, mă. Da, Marinescu, zi. Falsul. Zi, Marinescu. Nu mă mai zi, domnișoara Cristina. Bă, de ce nu recunoști, mă, ce ai spus? Bă, da, lasă-mă, bă, dar vorbești ce vreau, nu ce vrei tu. Bă, dar ce nu recunoști, bă? Bă, dar vorbești ce vreau eu. Vorbești ce... Ești o găină. Andrei, nu te-am insultat pe tine nici măcar o secundă. Băi, Andrei, nu te-am insultat, băi, băiatule. O secundă nu ți-am zis nimic, te-am insultat acum o secundă. Acum 2 minute ne-ai spus că nu-i de acord cu ce face. O secundă! Păi asta ești, mă, bă, nu te-am jignit, mă, te-am caracterizat. Nu te-am jignit, nu te-am jignit, te-am caracterizat. Bă, o secundă nu ți-am zis. Bă, Cristian, hai mă, taci odată. Închide gura odată. Lasă-mă să ne spună ce a spus Marinescu. Sunt acolo degeaba. Zi, Andrei. Andrei, te rog, ce a spus Marinescu? Marinescu a spus mai devreme și toți băieții sunt martori că nu e de acord cu ce face Maria. Dar bă, eu nu sunt de acord cu voi toți ce face voi. Bă, ai spus de Maria, voi toți. Spus, mă, cu voi toți. Bă, mintiți, bă, falșilor, uite-o și pe asta și pe tine, sunt doi falși. Bă, pe mine m-au amenințat ăștia 7 luni de zile, bă. Bă, bă, dar se pare normal la cu 7 deodată, n-ai cum să vorbești cu mine pe de-astea. Pe tine, mă. 7 luni. Hai, mă, hai, 7 luni. Hai, mă. Măi, Andrei, măi, Andrei. Stai acolo jos, mă! Mai Andrei! Bă, nu mai mă vorbele, mă! Păi săptămâna trecută s-a ascundea după mine pe aici când a sărit Cazia. Acum vorbește că a făcut față la șapte. Ce ai făcut, mă, față? Cine s-a ascuns? Cine s-a ascuns? Nu ăsta-i trebuie picioare, să fugă, să puge mine. Mine te întreb, ai ceva personal cu mine? Da, mă, că ești foarte băgat în seama azi. Acum două minute mi-ai zis că nu-i de acord. Dă trei emisiuni, nu zic nimic. Cristian, Marinescu! Bă, zi, mă, ia atitudine. Marinescu! Gata, mă, zic gura. Gata, mă, vorbească singur dacă vrea. Gata. Andrei. Păi de ce vrei, George, să plecă? Ce aveți? A fost casa puterea dragostei, nu mai este. Eu am nevoie de sănătatea mea și de iubita mea să fie liniștită. M-am săturat toate amenințările din lume, toată lumea stă în gardă. M-am săturat de regina Alexandra. M-am săturat de regina Alexandra. Una, două, să pune nas în nas cu Mădălina, să ne arate nouă cât de puternică e. Este foarte bine, sunt repercusiunile, pentru că...
consider că anumite persoane i-au dat rol și această putere, iar ea și-a luat puterea asta în mâini și face iubire, ce iubire, stop! Ai auzit ce a spus? Nu. Și că spun mulțumește că nu se... Una. Ok. Păi în momentul în care vii intră la intimidare în fața mea, ia zi, Alex! Tu ai venit în fața ei pentru că ea a trecut. Bă, tu ai văzut cum a intrat în casă! Și că are probleme! Vorbiți pe rând că vă aud, dar nu mai pot. Ascultați-vă, fiecare dintre voi poate să-și spună punctul de vedere, dar aveți răbdare, am timp, stau până mâine. De ce stați toți călare, Doamne iartă-mă, unul pe celălalt? De ce nu vă separați, discutați separat, îmi vorbiți numai despre amenințări? Ce pot eu să vă sfătuiesc? Mai mult decât să renunțați și să încercați să vă înțelegeți. Ce pot? Tu, după tot ce s-a discutat, spui că se zică mersi că n-ai lovit. Păi da, doamna Cristina, în momentul în care ea a intrat în casă, a intrat direct pe mine, a zis că ia zi Alexandra și a mai trântit și ușa a venit ca și cum ți-o dea la... Care problema? Cu mine. Care nu, problema? Tu la nerf, tu la nerf, arunci, bați, în joc! Da, da, la nerf, niciodată, cu joc așa! Nu mai fi ceva, cu tine n-am avut niciodată nicio treabă. Și în casă n-ai observat. De fiecare dată când tu te-ai ridicat la intimidare în fața mea... Eu m-am ridicat la tine! Am băi, fata mea! Să discutăm noi, de mine te rog, nu te-ai ridicat la mine! Aduți aminte, prima oară, tu te-ai ridicat! Că eu stăteam acolo, nu am venit la tine în fața ta! Tu ai venit, mai ridicat! Tu te-ai ridicat la intimidare în prima oară în fața mea, după care eu am venit la tine, am discutat față în față, le-am dus fetelor că stați liniștite, că nu loveți, că nu vreau să trebuie. Da, tu știi ce gata, opriți-vă, nu mai vreau să vă aud. Nu, dar nu mai vorbească da. Primul de lovit, că a avut posibilitatea să lovească și a fost, n-a făcut nimic, în gală, să stea liniște cu lovitul ei. Eu vreau și noi nu mințim și noi nu ne batem adevărat cu mintea degeaba. Noi am fost și am cerut un mic favor, cum și alții au primit. Să rămână Alexandra, să arăte ea puterea dragostei. Hai că o arată, dacă și să facă din să schimbe această emisiune pentru că a devenit doar mahala. Adevărat. Noi o să mergem acasă liniștiți. Ați venit aici să vă victimizați, să aruncați vina pe Alexandra. Din cauza Alexandrei plecați voi din casă. Da. 7 luni de zile a stat în casa asta numai din cauza Alexandrei și acum a plecat tot din cauza ei, nu? Am stat 7 luni de zile. 7 luni de zile ai stat pe capul meu și ai vrut să mă faci la psihic din toate pozițiile, nu ți-a ieșit și în momentul de față ai ajuns să renunți, nu? Acum este ultima oară. Și să spui că e Alexandra de vină, că eu plec din casă. Ești, mămicilos, cine te crede pe tine că tu vei pleca? Plecăm să câștigi ușor, te rog, plecăm să câștigi ușor. Petiția asta este viața ta, mă, tu vii să-mi spui mie, ai mai spus de 3-4 ori că pleci. Ai impresia că vii să mă joci? Pe cine încerci să joci? Pe cine încerci mă să joci? Păi bărbatul alfa. Ai grijă că eu nu te-am jignit și dacă vii să te jignesc, eu s-ar putea să te supere ta. Nu e cazul să vă mai jigniți. Păi dacă el mă jignește, doamna Cristina? Hai să spun ceva. Nu, eu nu vorbesc de bărbat, eu vorbesc de celălalt cuvânt. Hai să spun ceva. Nu, viața mea nu este televiziune. Ba da, este emisiunea asta. Nu eu am fost la 10 emisiuni. Nu eu am fost pe la 10 emisiuni. Tu trăiești din așa ceva. Eu o să mai am încă 20. Eu am trăit din altceva, draga mea. Pentru că pot. Tu te milogești pe la fiecare emisiune. Să stai să trăiești. Pe ce, mă? Tu faci vloguri prin cimitir. Pe ce, mă? Nu eu. Păi eu fac ce-mi place mie, mă. Tu ai ajuns să faci vreodată în viața asta să faci ce-ți place tine. Ție te-ai vândut pentru banii ăia care îi puteai poze despre ce vorbim. Nu vorbi tu de mine. El s-a vândut pozele, tu te-ai vândut corpul. Da, el s-a vândut și tu ce-ai făcut? Eu ce-ai făcut? Mai, te rog. Alexandra, opri. Ai fost acolo. Da, tu ai fost acolo. Păi, am mesaje și despre ce vorbim. Doamna Cristina, ceea ce am spus, oprește-te puțin, te rog. Ok, George, oprește-te puțin, te rog, vreau să ascult pe Madelina, vă rog frumos. Am vrut să rămân pentru voi în gal, dar nu mai pot. Deci vorbesc serios, în momentul de față mă ridic și plec. Nu mai pot, nu pot. Când pot să ignori. Doamna Cristina, se va întâmpla asta pentru că noi n-am fost în spate degeaba. Da, Alexandra, eu m-am vândut pentru niște poze. Stai, Alexandra, Alexandra, Alexandra! Perechele ăsta, mă! Hai, Alexandra, vă rog, frumos, toți! Cine te crezi? Poliți-vă, poliți-vă, poliți-vă! Ce veți? Ce veți? Cine a fost de pe astea să sară la bătaie la nu e posibil așa ceva.
Ia, hai, vă rog. Stai, bă! Stai! Nu mai, hai, George, nu e cazul. Gata, mă, gata! George, te rog. Ce te ridica, mă, la bătești? Da, du-te, frate, păi te ridici și dai în mine cu perna ce p***a asta. Ia și o caută cu mine, nu eu cu ea. Decât cu bătaie. Nu. Uite-mă, Alexandra, mă. Dar ieșiți, tu ești afară și calmează-te un pic. Băi, Alexandra, e afară. Nu te duc acolo, George! Mă duc acasă să-mi fac bagajul, nu mai bine ca! Mă duc acasă să-mi fac bagajul! De asta am vrut să facă, să mă facă să ajung să plecați acasă, trebuie să faci... Mai mădă! Cum să plecați așa, mădă? Cum să plecați așa? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.